compania cu surpriza la domiciliu. Acesta a fost pentru dumneavoastră. Mai întâi vreau să vă întreb dacă vă dați seama de la cine poate fi această surpriză? Cum vreți? Foarte corect. Și dacă îmi permiteți să vă spun felicitarea. Dragii mei, ați promis un drum în care e nevoie de răbdare, de privit carte și culci, câte scori și câte culci. E nevoie de iertare, la creșteri și nepăsare. E nevoie de sărut cât mai chef, să știți mai mult, că nici ce se numește drumul ce azi vă răpește. Drumul ce ne rugăm să fie pentru voi, doar bucurie. În cea mai frumoasă zi, în viața voastră, suntem alături de voi cu inima și cu gândul și vă urăm numai fericire și bucurie. Să vă iubiți mereu ca în această zi minunată, să aveți o viață plină de fericire și împlinire, casă de piatră. Și vă rugăm să-i transmiteți și mulțumire. Și lacrimi împletite în egală măsură de frumos